Organizația județeană a Partidului Forța Dreptei Hunedoara a așa definitivat listele candidaților pentru Camera Deputaților și pentru Senatul României. Ieri, candidaturile au fost depuse la Biroul Electoral Județean. Lista la Camera Deputaților este deschisă de Viorel Arion, iar cea de la Senat de către Adrian Ionel Mladin. Partidul Forța Dreptei și-a desemnat candidații pentru alegerile generale, ce vor avea loc în data de 1 decembrie. Viorel Arion spune că a depus liste complete și pentru Senat și Camera Deputaților și că își dorește să adune cât mai multe voturi din partea dreaptă a eșichierului politic. Am hotărât să ne reunim în Alianța Forțelor de Dreapta, care funcționează de aproape o lună de zile și la județul Hunedoara. Este vorba de Partidul Mișcarea Populară, Forța Dreptei, Alternativa Dreaptă și Partidul Național Țărănesc Aripa Maniu. Am depus liste complete și pentru Senat și pentru Camera Deputaților. La Camera Deputaților, cel care deschide lista sunt eu, Viorel Arion. La Senat deschide lista domnul Mladin, care este și consilier local la Simeria. Ne dorim să coagulăm cât mai multe voturi de pe partea dreaptă a eșichierului politic. Venim cu o ofertă liberală, pur liberală, așa cum se știe. Candidatul nostru la alegerile prezidențiale este domnul Ludovic Orban, un liberal pur sânge, care n-a abdicat niciodată de la ideile liberale și care este, în opinia noastră, cel mai autorizat să reprezinte pe votanții de dreapta. Candidații Forța Dreptei pentru Camera Deputaților în județul Hunedoara sunt pe locul întâi Viorel Arion, urmat de Zoltan Benche, Mihai Ovidiu Câmpian, Silvia Ghenia, Nicoleta Popa, Cristian Steinbinder, Daniela Ursu, Cristian Ioan Boldura. Candidații Partidului Forța Dreptei pentru Senatul României sunt pe locul întâi Adrian Ionel Mladin, Mariana Mujic, Eduard Claudiu Cristoi, Adrian Andrei Buțurcă și Marinela Maria Mihuț.